Ne bucurăm foarte mult, trebuie să fiu cât se poate de sincer și direct, că sunt recunoscător lui Dumnezeu că ne aflăm în casa sa de rugăciune. Îi mulțumim în această sfântă ocazie, unde dorim din nou să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Și așa cum se spune despre Domnul Iisus în 2 Luca, la versetul 40, iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Lucru pe care ne-l dorim și noi, foarte fierbinte în dimineața aceasta, să creștem în har, să ne zidim. Și ce ne poate zidi mai bine decât Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. De aici avem de învățat cele mai multe lucruri. Aș dori în această dimineață să vorbim despre o dragoste. O dragoste care, în mod special când privesc la mine, nu la dumneavoastră, s-a subțiat, s-a diluat. Bineînțeles că putem deduce ușor despre ce este vorba, despre dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Este acea prietenie care, nu știu, consta că se răcește dacă nu îmi propun să rămân adânc înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că și dumneavoastră aveți această experiență. Nu-mi doresc să o aveți, dar uneori se întâmplă dacă nu veghem așa cum trebuie. Știți că dumneavoastră ați prins mai mult decât mine. Când veneați la biserică, aduceați dumneavoastră ce? Biblia, mulțumesc. Biblia și cartea de cântări. Și era un lucru minunat, nu? Astăzi o avem pe ecran, proiectată pe telefon, plasmă, da? Și nu e un lucru rău. Dar nu e același lucru, știi? Când subliniezi tu în Scriptură, ai parcă Dumnezeu îți vorbește, ai o experiență cu Dumnezeu. E altfel. Ai văzut și acea memorie vizuală. Te duci cu ochii închiși, știu că e undeva în colț, stânga, sus, dau un exemplu. Telefonul e telefon. Dar să ne ajute Dumnezeu să, că e pe telefon, că e fizic, să o studiem. Pentru că un creștin nu poate să rămână creștin doar în condiția în care studiază zilnic Sfânta Scriptură. Numai așa putem să creștem în har și în credință. Și asta e dorința noastră, nu? De-aia ne-am adunat în dimineața aceasta atât de frumos, într-un număr atât de plăcut. Slavă Domnului că ora aceasta ne ajută. Îl lăudăm și mulțumim pentru că suntem prezenți într-un număr atât de frumos, de la cel mai mic până la cel mai mare. Domnul să întărească această decizie pe care am luat-o odată. Trecem mai departe. Știți că aș dori foarte mult să am cântat despre Daniel. Și ce mi-am adus aminte? Cine deschidea ferestrele, obișnuia să deschide ferestrele? Daniel, nu? Întrebare. Aș vrea să ne deschidem și noi larg ferestrele inimilor noastre, pentru că numai astfel cuvântul lui Dumnezeu poate să se lășluiască în viața noastră. Hai să scrieți cu mine, rămânem la scrierile lui Ioan, mie îl ador și consider că avem foarte multe de învățat din aceste scrieri. La 1 Ioan, capitolul 3, primul verset, spune: vedeți ce dragoste, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim ce? Copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, iubiți mei frați, suntem copii ai lui Dumnezeu. Că nu ne cunoaște lumea, pentru că nici pe el nu-l cunoaște. Dar sunteți și să umblați întotdeauna gândul acesta, oriunde v-ați afla, că sunteți copii de împărat, să știți. Acum întrebarea este, cum îl înțeleg eu pe Dumnezeu? Cum ajung să-L cunosc? Pentru că întrebați pe oameni. Uitați ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Unde dragoste, frate? Ce dragoste? Nu vezi câtă răutate în lumea asta? Familia, copiii, toți în spital, internați, decese. Unde dragoste? Și cât de greu percepem dragostea aceasta? Dar să mai și promovăm, să vorbim despre ea. Și ceea ce m-am gândit, că ar fi bine ca în rugăciunile noastre să chemăm acest nume care inspiră atât multă afecțiune, exact așa cum dorește el, tată, tăticule. Nu știu, toți lucrăm, că de la portar până la doctor, cele mai înalte funcții sau nu numai, toți avem zile bune și zile rele. Dar când vii acasă, mi se întâmplă mie, personal vă spun, și când vin așa, vine trenulețul, știți, cei trei copii, și tata, a venit tăticul acasă, parcă uiți de toate problemele care le-ai trăit, friul care îl înduri în timpul zilei, uiți de tot. Oare tatăl nu se bucură când noi mergem în rugăciune? Nu? Și îl strigăm, Doamne, tată din ceruri. În tine ne încredem, chiar dacă se adă multe greutăți în viața asta, în tine ne încredem.
Acum, cum pot să ajung să cunosc iubirea Lui? Pentru că despre asta vorbim, despre iubirea care sărăcește pe fiecare zi. Ceva se întâmplă în viața mea, în viața bisericii. Știți ce m-am gândit? Că nu pot să cunosc pe Dumnezeu dacă nu înțeleg un aspect. Și anume planul de mântuire. Poate vi se pare un pic curios sau n-ați mai auzit ideea aceasta, dar știți că acest plan de mântuire prevede îndreptățirea lui Dumnezeu. Am auzit gândul acesta și l-am notat în săptămâna aceasta la Radio Vocea Speranței, când eram în mașină. Și mi l-am notat, e foarte important. Pentru că este un lucru uimitor. Pentru că atunci când omul lui Dumnezeu a călcat legea lui Dumnezeu, s-a despărțit, practic a divorțat de Dumnezeu, da? Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a întocmit un plan. Bine, planul era deja, da? Dar atunci l-a pus în practică, da? A început să-l pună în practică. Și noi știm că după călcarea legii lui Adam și Eva, da? Dumnezeu ce a făcut? L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru cine? Pentru noi. Numai că planul de mântuire nu are în vedere decât salvarea mea și să-mi dea mie hrană, da? Păpică, apă, confort. Are în vedere și această prevede ca Dumnezeu să fie cum? Să fie efectiv slăvit și proslăvit prin aceasta. Iar noi suntem cei care trebuie să o facem. Gândindu-mă la lucrul acesta, mă gândesc că numai așa pot să ajung cum? Loial din nou cuvântul lui Dumnezeu, să rămân acolo. Să-L iubesc din nou pe Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce îmi predau viața mea controlului Duhului Sfânt, Duhul acesta, Duhul adevărului, va pune în inima mea înțelepciune, cunoștință despre acest plan de mântuire care are multe, putem învăța foarte multe lucruri de la el. Spuneam așa, când mintea noastră stăruie în continuă asupra, ar trebui practic să stăruie în continuă asupra iubirii inegalabile a lui Dumnezeu, trebuie să începem să-L cunoaștem. Dar atâta vreme cât nu mă gândesc și nu meritez în umblarea noastră pe pământ, nu ne gândim la dragostea aceasta, cât de multă dragoste a arătat Dumnezeu față de copiii Lui, cum aș putea să mă hrănesc și să rămân acolo, adânc în cuvântul lui Dumnezeu, să trag de acolo seva. Și numai astfel putem să pricepem cum a reușit Hristos să vină lumea noastră să dezbrace haina sa, da, regească, coroana de împărat și să îmbine cumva divinul cu umanul. Iar de dragul nostru știm un lucru, că Dumnezeu s-a făcut sărac pentru ca ce? Pentru ca dumneavoastră, eu, biserica Lui, să devină cum? Bogată. Să trăiască o viață la superlativ. Dar pentru aceasta am nevoie să citesc zilnic Sfintele Scripturi, să înțeleg planul acesta și dragostea lui Dumnezeu, care atât de mult este revărsată asupra noastră în fiecare zi. Este adevărat că Tatăl a trimis pe Fiul de bunăvoie a acceptat, ca chiar aici, în această lume, cât atomul, să se petreacă cele mai multe și grandioase scene, dacă vreți, care s-au întâmplat vreodată, privite aceste scene cu un viu interes. De ce credeți dumneavoastră? Pentru că marea bătălie dintre Prințul Luminii și Întuneric, marea luptă, da, cum cunoaștem noi, și ce scoate în evidență cel rău? Măcar că n-ar trebui să vorbim despre el o secundă. Dar trebuie să știm cu ce se ocupă el, ca să știu cum să mă feresc despre viclenirile lui. El pretinde că este Prințul Lumii, da, știm asta. El își exercită puterea în așa fel încât lumea să nu mai recunoască pe cine? Pe Tatăl. Și privind la minunile lui, da, să spunem, o, cât de mare este cel rău, nu? El vrea ca oamenii să fie cât mai impresionați de puterea lui și mintea noastră să stăruie acolo, să nu mai stea cu mintea la Dumnezeu și la puterea lui, la dragostea sa. Și astfel, Dumnezeu nu mai poate fi prezentat într-o lumină vie adevărată înaintea oamenilor, ci într-o lumină falsă. Pentru că mintea nu mai stă acolo, la dragostea lui Dumnezeu. Cum îl prezintă? Cum vrea să-l creioneze Satana pe Dumnezeu? Ca un fiind un Dumnezeu cum? Tiran, aspru, rău, dur, nu? Neiertător. Și măcar că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, plin de dragoste, nu? Plin de milă, de îndurare. Numai că cel rău dorește să ne tulbure mințile acestea, tocmai pentru ca noi să ne pierdem curajul, nădejdea aceasta în Dumnezeu. Știți că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus tocmai pentru ca să descopere ce? Prin Fiul Său. Să descopere adevăratul caracter. Așa este, adevăratul caracter.
și să vedem, dar măcar că Satana întotdeauna intervine, da, în această bătălie între Dumnezeu și om. Știți care este lucrarea lui? Pentru că dacă nu cunoaștem lucrarea lui, nu putem să ne apărăm. Lucrarea lui este de a distrage mintea umană de la planul acesta de mântuire, de a distrage mintea omenească și de a arunca umbra întunericului asupra sufletelor noastre, da? Pe calea omului. Astfel încât să nu mai putem face deosebire dintre cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul cuvânt, și vicleniile celui rău, da? Atunci ce fac în situația asta? Rămân așa? Nu. Vom încheia spunând că există, iubiții mei frați, putere. Putere de la Dumnezeu ca să putem să renaștem și să, într-adevăr, să simțim dragostea lui Dumnezeu și lumina aceasta a cerului să reverse din nou, să reverse în sufletele noastre, în inimile noastre. Se întâmplă ca de multe ori în lumea aceasta oamenii să nu mai recunoască dragostea lui Dumnezeu datorită degradării ei, da? Și ne uităm mereu și vă rog să închideți televizorul pentru că de multe ori nu privim decât informații negative care spulberă sufletul. Nu ne priesc la nimic, nimic nu zidește bun în noi. Nu mă influențează cu nimic că un autocar s-a răsturnat în Brazilia sau că încă o crimă, încă un viol, vă ajută cu ceva? Spuneți, fiți sinceri. Nu ne ajută cu nimica. Dacă eu nu contemplu, vedeți ce dragoste ne-a arătat, păi dacă eu mă uit la televizor, cui slujesc? Înțelegeți? Îmi încarc fără să-mi dau seama, îmi încarc conștiința, mintea, cu totul altceva. Numai cu dragostea lui Dumnezeu, nu. Că nu poți să vezi dragostea lui Dumnezeu acolo, nu? Când atâta răutate este pe pământ, nu? Măcar că Dumnezeu îngăduie toate aceste lucruri pentru o vreme. Pentru o vreme. Și atunci care este lucrarea noastră? 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Nu lăsați și nu permiteți ca aceste umbre, dar această influență vătămătoare să inunde sufletele noastre, cămările minții noastre, pentru că altfel nu va mai fi bun de nimic. Și să spunea cineva, un creștin dezamăgit nu mai e bun de nimic. Sau un creștin amărât e un amărât de creștin, spunea cineva. Să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, pentru că avem nevoie foarte mult să păstrăm înaintea ochilor noștri ce? Modelul suprem. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, da? Care atât de mult, vestul daur, atât de mult ne-a iubit, da? Și iată că și-a dorit de bună voie să-și dea viața pentru copiii lui. Și noi? Noi trebuie să privim în continuare la dragostea lui, să putem să rămânem statornici, coloană vertebrală. Dumnezeu este bun, atât de bun încât a vrut să ofere o reprezentare a lui prin Domnul Iisus Hristos. Și îl lăudăm pentru asta. Pentru că numai așa putem să-l păstrăm la nivel mental și să fim cum? Înălțați în ochii lui, nu? Din slavă în slavă, să schimbăm caracterele acestea, din caracter în caracter, da? Privind la Iisus Hristos. Amintiți-vă de, și cu asta încheiem, de Adam și Eva, după ce au păcătuit, după ce au căzut în păcat. Cum li s-au schimbat? Fizionomia feței, da? Efectiv și-au dat seama unde au ajuns, unde au fost și cum au căzut din slava aceea. Poate că azi nu-mi dau seama unde sunt, nu-mi dau seama cine sunt și ce nevoie am. Să-mi văd ticoloșia din viața mea, da? Cât de rău sunt și poate că nu sunt pe calea cea dreaptă. Dar am nevoie să mă rog și de-aia ne-am adunat aici în Sfântul Locaș de Închinare, în casa rugăciunea lui Dumnezeu, unde este chemat numele Lui, da? Pentru că e putere în rugăciune, e putere. Și să lăsăm pe Dumnezeu să descopere în inimile noastre adevărata sa lumină. Să ne gândim mai mult, să merităm mai mult la dragostea și la iubirea lui Dumnezeu. Amin? Ne vom ruga toți în gând, preț de un minut, două minute și vom încheia de aici, de la Amvon cu rugăciune, să avem în vedere să Dumnezeu să ne descopere pe Mântuitorul și să înțelegem știința mântuirii, care constă în iertarea păcatelor care Dumnezeu o dă în această dimineață poporului Său. Amin.